O urmare neprevăzută a fost că noua apărută cascadă putea fi văzută de pe autostradă deja de la o milă distanță, reprezentând un punct de reper ușor de recunoscut. Vestea s-a răspândit, numele a prins și primul nostru sfârșit de săptămână la cascadă a fost cu toate locurile ocupate și memorabil. Am început să instalăm corturile joi, iar scena am instalat-o vineri dimineață. Vineri la amiază se formase deja un șir lung de mașini care se întindea până dincolo de poartă. Tatei îi plăcea să parcheze mașinile, spunea că este un fel de a lua pulsul congregației, fără ca oamenii să știe că el este doctorul. Deschidea portiera, îi ajuta să parcheze și întreba ce mai fac. La 6 după amiază, el și domnul Slocum parcaseră deja câteva sute de mașini. În freamătul de dinaintea serviciului divin, domnul Slocum și-a șters fața sudată cu un prosop și a spus: „Îți place să faci asta, nu-i așa, predicatorule?” Tata a ridicat din numeri. „Cu mai mulți ani în urmă am învățat să pun oamenilor o singură întrebare și când o pun, durerea acumulată în 15 ani, oamenii și-o varsă în doar 3 minute, chiar și cei mai rezervați își deschid inima și spun ce-i doare. Și când fac asta, încerc să ascult.” După pauză a continuat: „Cu urechile inimii.” Am împrumutat prosopul domnului Slocum și a șters fața cu el și a întins brațul spre pășunea fermierului. „Oamenii nu vin aici în mijlocul pustietății ca să fie distrați. Găsesc distracții mai bune în altă parte. Nu, ei vin aici fiindcă suferă, fiindcă sunt zdrobiți.” A arătat cu degetul spre cort. „Crezi că ăsta e un spectacol ciudat de circ și că eu sunt un șarlatan care vinde iluzii de șarte?” A clătinat din cap. „Aici e trierea răniților după luptă.” Și după o tăcere îndelungată: „Aici încetăm să sângerăm.” Nu mai văzusem niciodată atâtea mașini sau atâția oameni. Big Big a început să cânte la pian, corul murmura legănându-se. Câteva lumini licăreau pe scenă în ritmul vântului, care în mod destul de ciudat se întețise brusc. Câteva femei agitau evantaie ca să se răcorească. Toți așteptau. Nu știu la ce se așteptau, dar mă îndoiesc că așteptările lor s-au împlinit. Vocea tunătoare a tatei s-a înălțat de undeva din spate. De la marginea scenei unde ședeam eu, îl puteam vedea, cu fața lucind de transpirație și cu un prosop alb pe umeri. Cu încălțămintea murdară de noroi, fără costum, fără cravată, fără inele de aur, doar cu Jimmy atârnându-i de gât. Cred că tata se prezenta astfel cu bună știință, fiindcă atunci când oamenii îl vedeau, înțelegeau imediat că era unul de-al lor. Tata și-a croit drum încet până în față, bătând ușor ritmul în lemnul chitarei, ceea ce făcea din el atât chitarist cât și percuționist. Nu împărțeam niciodată foi volante cu cântările ce urmau să fie cântate, fiindcă tipărirea lor era scumpă și cele mai multe dintre ele sfârșeau în noroi după terminarea serviciului, iar cântând melodii pe care oamenii deja le cunoșteau, oricum nu aveau nevoie de ele. Tata și-a făcut loc spre scenă. Când a ajuns în față, toată lumea era în picioare și cânta atât de tare încât nu mai aveau nevoie de tata, care inițiase valul cu suficientă energie cinetică pentru ca acesta să ajungă singur la mal. Mulți copii erau în picioare pe scaune, ori ședeau pe umerii taților. Pe fundalul vocilor răgușite ale celor din cor, tata l-a pus pe Jimmy jos și s-a așezat lângă mine, ștergându-și fruntea de sudoare. Big Big continua să cânte la pian. Volumul de sub bolta cortului era atât de puternic încât mă dureau urechile. Aproape de noi, o doamnă își strângea la piept bebelușul, care nu putea avea mai mult de câteva săptămâni, în timp ce se legăna ușor. Mai mulți copii au venit în față și s-au prins de mâini, cântând și dansând în cerc. Tata și cu mine ședeam la marginea scenei, învăluiți în cântec. Big Big a început să atingă mai ușor clapele pianului și cântecul corului s-a transformat într-un murmur liniștit. Curând, întregul cort murmura împreună cu corul. Tata și-a trecut brațul pe după umerii mei și a început să vorbească,
uitându-se la cei mai mult de 2000 de oameni adunați, care se uitau toți la el. A spus zâmbind, cu privirile îndreptate asupra copiilor: din gura copiilor și a celor ce sug la țâță. Câteodată aveam impresia că tata vorbește înghicitori. Jumătate din cuvintele pe care le rostea erau ale lui, cealaltă jumătate erau din scriptură. Aceasta era una din acele ghicitori pe care nu le-am înțeles decât mulți ani mai târziu. Tata mi-a văzut privirea întrebătoare, mi-a atins gâtul cu vârful degetelor și a șoptit: Dumnezeu ne-a dat corzile vocale cu un scop. Eram prea mic ca să înțeleg ce vrea să spună. Cu ce scop? Mi-a atins blând pieptul cu degetul arătător și a continuat: muzica îi eliberează pe oameni. Pauză. Amuțește lucrurile care încearcă să ne ucidă. Ecoul cuvintelor lui se stingea când vântul și-a schimbat brusc direcția. Acum sufla dinspre dreapta, spre stânga. Dar de îndată ce cuvintele i s-au desprins de pe buze, acestea au fost purtate dinspre stânga, spre dreapta. Ca și cum cineva ar fi închis o ușă și ar fi deschis alta. Aceasta însemna că erau curenți de aer și aceasta însemna un singur lucru: furtună. Toamna târziu, furtunile izbucnesc aici repede și cu violență, fără prea multe avertismente. Am văzut cum părul pieptăna peste cap al unui bărbat s-a ridicat precum creasta unui cocoș și după aceea temperatura a scăzut cu câteva grade. Spațiul dintre sprâncenele tatei s-a îngustat și pe frunte i-au apărut câteva cute. În răstimp unei cântări, cerul s-a întunecat și fulgerile au început să brăzdeze vârfurile muntelui. Tocmai mă întrebam: și acum ce va face tata? Când a început să plouă și roaie, peste câteva secunde vântul a pătruns în cort, biciuindu-mi în fața, a ridicat pânza cortului de parcă ar fi fost pânza unei corăbii și a întins funiile prinse de pari. Câteva din ele au plesnit cu un zgomot puternic, iar un colț al cortului s-a rupt și a zburat în cerul nopții ca un frisbee gigantic. Era prima furtună violentă din viața mea. Fulgerile săgetau cerul deasupra noastră și unul din ele s-a descărcat într-un brad uscat crescut printre stânci. Copacul s-a aprins ca o lumânare înmuiată în benzină și scânteile au sărit până pe corturi, aprinzând pânza acestora. Când acoperișul cortului a luat foc, oamenii s-au împrăștiat în toate părțile ca niște gândaci. Haos total. Oamenii înspăimântați se călcau în picioare ca să ajungă la mașini. Alunecau în noroi, își croiau drum cu coatele. A fost urât. Și ploaia nu semăna cu nimic din ce văzusem eu înainte. Tot mai mulți centimetri în doar câteva minute. Totuși părea să nu aibă niciun efect asupra focului. Apoi a început să cadă o grindină de mărimea unor mingi de golf, găurind capotele și acoperișurile mașinilor, ceea ce a obligat pe toată lumea să se întoarcă în corturi. Mulți sângerau. Un bărbat a fugit spre cort cu sângele șiroindu-i pe față și pe cămașa albă de la costum, strigând ceva despre apocalipsă și despre sfârșitul lumii. Eu m-am strecurat sub banca de la pian, eliberată de Big Big, care încerca să ranforseze colțurile cortului. Unica parte a cortului care nu fusese ruptă acoperea pianul. Cumva vântul stinsese toate becurile, cu excepția unuia. Un singur bec, care era alimentat de la bateriile mașinii, atârna deasupra pianului. Fusese martor la secunda ce a urmat imediat după potopul lui Noe și singurii rămași uscați pe o distanță de 8 kilometri erau Jimmy și pianul. Îmi amintesc că în timp ce furtuna vuia, vântul biciuia, ploaia înțepa, grindina spărgea parbrizele, eu m-am pitulat sub scaun în poziție fetală. Tremuram și mă acopeream urechile cu ambele mâini ca să nu aud șuieratul înfricoșător al vijeliei. O clipă l-am scăpat din vedere pe tata. Când am deschis iarăși ochii, l-am văzut îngenunchiat lângă mine și privindu-mă intens, cu fața la doar câțiva centimetri de fața mea. Apa îi șiroia din păr, pe nas și pe ochi. Silueta îi se profila pe un fundal format din întuneric și foc. A întins brațul drept, asemenea unui excavator uriaș,
M-a cuprins și m-a scos de sub scaun. Eu aș fi vrut să mă lipesc de el, dar tata m-a așezat pe banca pianului și s-a așezat lângă mine. Vântul sufla atât de tare că a trebuit să mă aplec în față ca să stau drept. Tata și-a dat la o parte părul ud de pe față, a făcut un semn cu capul în direcția pianului și a rostit doar două cuvinte. Dă-i drumul! Am strigat tare ca să acopăr șuierul vântului. Ce? El s-a plecat spre mine și a vorbit rar ca să-i pot citi buzele. Dă-i drumul! M-am uitat în jur la toți oamenii aceia, la toate fețele acelea îngrozite, la toată mânia, la toată frica aceea. Și m-am simțit neajutorat. Mi-am înfășurat piciorul în jurul piciorului băncii ca să nu mă zboare vântul de pe fața pământului și am încercat să ating claviatura, dar mâinile îmi tremurau. Tata s-a uitat în jos la mine. Peg? Nu i-am răspuns. Eram prea speriat. Aș fi vrut să fug, la fel ca toată lumea. El s-a apropiat mai mult de mine. Nasul lui aproape că l-atingea pe al meu. Fiule? Da, domnule. Mi-a așezat cu blândețe mâinile pe claviatură. Dă-i drumul. M-am uitat în jos văzând un piept care palpita agitat și am strigat. Să dau drumul la ce? Tata a zâmbit. La partea aceea care naște cântecul. Și așa am făcut. Degetele mele tremurătoare au lovit clapele, au format acordurile și am cântat cu fiecare strop al puterii terifiate din mine. Cu cât vântul și era mai tare, cu cât flăcările se înălțau mai sus, cu cât cortul se zbătea mai puternic deasupra mea în bătaia vântului, cu cât îmi înfășuram mai strâns piciorul în jurul piciorului băncii, cu atât cântam mai tare. Furtuna întunecată ce acoperise cerul întinzându-se la 15 km în toate direcțiile, a ajuns pe pajiștea cuvite a domnului Slocum. Am urmat noi. În prerie, la 8 km departare, un fulger a căzut pe pământ și a lovit un bidon cu propan de mărimea unui semi-trailer. Explozia a produs o flacără albă care a risipit întunericul și l-a împins în spate ca pe un sul. A urmat o bubuitură care aproape că m-a smuls de pe bancă. Toate emoțiile care mă încercau au scăpat de sub control și au explodat. Atât dintr-un mecanism de apărare, cât și ca expresie artistică, am cântat cât am putut de tare. Nu mi-am dat seama că în timp ce toată atenția mea era acaparată de furtună, atenția celor din cort era atrasă de altceva. Acum nu mai țipau, nu se mai zbăteau, nu mai trânteau scaunele. Stăteau toți în picioare și priveau. Majoritatea se uitau în direcția mea. Eu, în schimb, mă uitam la Big Big și mă întrebam ce cântec începuse să cânte, dar el stătea pur și simplu și se uita la mine. Nu cânta deloc. M-am uitat în sus la tata, dar nici el nu cânta. Ședea doar cu mâinile în poală. Apoi m-am uitat înapoi la toți oamenii aceia și, deși furtuna urla în jurul nostru, acum ploaia nu mai lovea în cadrul metalic al cortului. Spun cadrul metalic al cortului, fiindcă cea mai mare parte a pânzei fusese sfâșiată în bucăți. Ploaia mi se prelingea pe față și când mi-a atins buzele am simțit gustul ei sărat. De pe degete îmi picura apă, iar pianul era uscat, și totul în jurul meu era uscat. Asta însemna că apa nu venea de la ploaie. Undeva înăuntru am auzit un sunet minunat și m-am gândit că probabil îl auzisem și înainte, dar poate că numai în vis. Era ca un ecou venit de după un colț, ca o sirenă în depărtare sau ceva venind de undeva de sus. Abia când am închis ochii mi-am dat seama că sunetul acela eram eu. Eram eu cântând din toată inima. Ce mare ești! Sunetul m-a surprins. Tata s-a ridicat în picioare, a scos o pană din buzunar și l-a atârnat pe Jimmy pe după umeri și a venit să mă acompanieze, vocea lui adâncă de bariton umplând spațiu de sub vocea mea prepubertară. Big Big a reunit corul, care se dispersase între timp și nu prea știu ce s-a întâmplat după aceea. În cei 36 de ani care au trecut de atunci,
Am încercat să înțeleg ce s-a întâmplat, dar n-am reușit. Nu are sens pentru mintea mea rațională. Dar tocmai ăsta e misterul muzicii. Ea nu pătrunde noi prin minte, ci prin inimă. Sunt multe lucruri pe care nu le știu, dar un lucru știu sigur. Furtuna s-a potolit în fața ochilor noștri și potopul a dispărut la fel de repede cum a apărut. Noaptea s-a înseninat, 10 miliarde de stele s-au uitat în jos spre noi și aerul a dobândit mirosul acela înțepător și tare de pământ reavăn, care apare numai după ploaie. Oamenii s-au întors, au ridicat scaunele răsturnate, s-au așezat pe ele și s-au comportat iarăși politicos. Nu știu cât timp am cântat, dar știu că în anii următori tata obișnuia să spună în glumă. Primul cântec pe care băiatul l-a cântat în public a fost o melodie a lui Elvis. Tata îl iubea pe rege. După furtună, tata a rostit predica lui, nu suntem singuri. Ceea ce era cât se poate de potrivit, dat fiind că fuseserăm cu toții martori la runda întâi a viitoarei apocalipse. Dar în timp ce tata vorbea, spunând că unii au găzduit fără să știe pe îngeri și, fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, atenția mi-a fost atrasă de un bărbat care ședea pe pianul meu. Se cățărase acolo în timpul furtunii. Când tata a început să vorbească despre Apocalipsa 4, explicând că acest capitol descrie sala tronului lui Dumnezeu și că oastea cerească cântă zi și noapte, sfânt, 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 aș fi vrut să mă ridic în picioare și să spun: nu, domnule, nu-i așa. Dar eram sigur că dacă m-aș fi ridicat, toți, inclusiv tata, m-ar fi crezut nebun. Așa că mi-am ținut gura, dar nu mi-am deslipit ochii de la bărbatul de pe pian. Câteva ore mai târziu, după ce toată lumea a plecat, iar tata și domnul Slocum despotmoliseră mai multe mașini cu tractorul, tata m-a găsit șezând tăcut pe banca de la pian, unde picioarele nu mi-atingeau nici pământul, nici pedalele. Tata și-a trecut brațul pe după umerii mei și mi-a spus: e timpul de culcare, băiete. Dar cum rămâne cu... și-am arătat cu degetul în fața mea. Tata a părut încurcat și a scărpinat bărbia și s-a așezat lângă mine. Cum rămâne cu ce? Eram obosit, mi se închideau ochii, dar am făcut un gest cu mâna. Ce facem cu el? Cu cine? Bărbatul ședea la doar câțiva pași de noi. Mirosea a rozmarin, păr lung, blond, musculos, ochi verzi și zâmbea. În ultimele vreo două ore dansase și agitase o tamburină, astfel că acum cămașa era udă. Din când în când se întorsese și se uitase peste umăr la mine. Am arătat cu degetul. Cu el? Tata și-a lipit palma de fruntea mea. Cum arată? Am întins degetul în față, puțin iritat. Arată ca bărbatul acela de acolo. Bine, dar descrie-mi-l. Tu nu-l vezi? Vreau doar să mă asigur că vorbim despre același bărbat. Are blugi albaștri, șlapi, o cămașă albă, păr blond, prins într-o coadă de cal, un inel pe deget. Tata m-a întrebat în continuare: cât e de mare? L-a măsurat din priviri. Mai mare decât Big Big? Te sperie? Da. Pare că vrea să-ți facă vreun rău? Nu. Când a venit aici? În timpul furtunii, imediat după ce am început să cânt. Și ce făcea când te opreai din cântat? Se așeza. Ce face în clipa asta? Cioplește cu briceagul și lasă cașchile să-i cadă la picioare. Tata a zâmbit, m-a ridicat de pe bancă și m-a dus în mașină. Era aproape două noaptea. Mi-am așezat capul pe umărul lui și am spus cu ochii închiși: dar, tată, nu putem să-l lăsăm aici. Tata a râs. Fiule, nu va pleca nicăieri. Cei ca el nu pleacă niciodată. Cu timpul, vacile domnului Slocum s-au îngrășat și s-au îndrăvenit, iarba pentru fân a crescut înaltă și verde și cu câteva încurajări din partea tatei, domnul Slocum a transformat cascada într-un loc public pentru spectacole.
Cu ajutorul unui arhitect și a unui inginer din Colorado Springs și grație unui împrumut de la o bancă din Denver, a construit cel mai frumos amfiteatru în aer liber din Colorado, cu o capacitate de 5.000 de persoane. Scena a fost amplasată cu spatele la stânci, folosind astfel acustica zidurilor de piatră pentru propagarea sunetului, obținându-se aproape perfecțiunea. A adus ingineri de sunet din Los Angeles și New York, care au reușit să capteze și să difuzeze vocile artiștilor, fără a-i asurzi însă pe spectatori. A construit de asemenea toalete pentru uzul mulțimilor, un restaurant și spații de închiriat pentru vânzători ambulanți de hrană pentru cei înfometați. În plus, a învățat cum să-și dreneze câmpurile și să toarne suficient asfalt pentru ca parcarea să nu se mai transforme niciodată într-o mocirlă. Vestea s-a răspândit și, pe când domnul Slocum terminase de amenajat locul, crease o locație căutată de artiști și de producători pentru ceea ce aceștia numeau puritatea sunetului. Dacă adaugi la aceasta un aeroport privat situat la 10 minute spre sud, care le permitea artiștilor să aterizeze și să decoleze, precum și un public doritor să vină aici cu mașinile din Fort Collins, Denver, Aspen, Vail, Breckenridge, Stembot, Salida, Littleton, Telluride, Ouray, Springs, Silverton și Montrose, domnul Slocum s-a trezit în centrul unei lumi în care muzica era prețuită. Domnul Slocum se confrunta totuși cu o singură problemă. Nu avea suficiente locuri pentru public. Spectacolele se dădeau de obicei cu casa închisă. Înainte să împlinesc 18 ani, ținusem deja peste 100 de servicii religioase la cascadă și domnul Slocum ajutase de fiecare dată la parcarea mașinilor. În fiecare vară, tata și Big Big au botezat sute de oameni în bazinul de sub cascadă, printre care și domnul Slocum. Capitolul 14. În săptămânile ce au urmat furtunii, am primit mai multe porecle. Băiatul care a oprit furtuna, băiatul care a cântat în furtună, băiatul cu voce de fată, devenisem un fel de ciudățenie celebră. Oamenii au început să vină ca să mă vadă, ceea ce înseamnă că aveam atât admiratori cât și critici. Într-o seară, pe când făceam curățenie după serviciul religios, am fost înconjurat de 5 băieți care au început să mă lovească și să mă împingă. Următorul lucru pe care mi-l amintesc este că șeful găștii, care era cu un cap mai mare decât mine și avea un inel în nas, a sărit pe mine din spate și încerca să mă oblige să mănânc noroi. Nu mai puteam respira din cauza noroiului din nas și din gură și nici să strig după ajutor. Băieții râdeau de mine și mă loveau pe rând în picioare și în coaste, în timp ce șeful lor cu inel în nas îmi controla capul, ținându-mă de păr. Apoi țin minte că a apărut o umbră și tipul cu inel în nas a levitat brusc deasupra solului. Eu m-am rostogolit la pământ și ceilalți 4 copii s-au risipit ca niște albine, iar amicul meu bătăuș a târna suspendat de brațul ca de macara a lui Big Big. Un vas de sânge se umflase la tâmpla lui Big Big și palpita în ritmul inimii lui. Eu m-am ridicat în șezut, am scuipat noroi și sânge și mi-am șters fața cu mâneca de la cămașă. Big Big s-a uitat în jos la mine și m-a întrebat: "Ești bine?" "Da, domnule." Atunci Big Big l-a ridicat pe băiat și mai sus. "Ești sigur?" Am confirmat cu o mișcare a capului. El s-a întors, l-a pus pe băiat pe pământ și i-a zis: "Dispari." Băiatul a dispărut printre mașini, acolo unde prietenii lui chicoteau și îi strigau cuvinte urâte lui Big Big. Big Big m-a ridicat în picioare și a scuturat praful de pe mine. Vena încă îi pulsa la tâmplă. "I-am zis tatălui tău că o să am grijă de tine." Mi-a șters fața cu batista lui. "Se pare că nu-mi fac treaba cum trebuie." Tata a apărut peste umărul meu și niciunul dintre noi n-a mai rostit niciun cuvânt. Fața lui Big Big a dobândit o nuanță sumbră, aspră, de parcă nu era prima dată când întâlnise partea întunecată a oamenilor. Mi-a spus: "Peg, băiatul ăla nu te va lăsa în pace. Așa sunt bătăușii,
nu luptă niciodată cinstit. De aceea și-a adus prietenii. A îngenunchiat și s-a uitat pieziș la mine. E ca la închisoare. Data viitoare când se ia de tine, dă-i un pumn în dinți cât poți de tare, înainte ca să aibă ocazia să scoată un cuvânt. Închide-i gura și nu-l lovi o singură dată, lovește-l până când obosești. Numai așa poți să-i potolești pe toți cinci. Big Big s-a uitat la tata, apoi iarăși la mine. Tata a dat aprobator din cap. Am întins brațul spre scenă. Dar cum rămâne cu întoarcerea celuilalt obraz? Ochii tatei s-au îngustat. Când cineva încearcă să te controleze, îi tragi una și îl bați până când se învață minte. Biblia nu spune nicăieri că trebuie să fim preșul altora. S-a uitat în jos spre mine și a adăugat. Nu spun că trebuie să începi tu bătaia, spun că nu trebuie să fugi, că trebuie să rămâi tare pe poziție. Săptămâna următoare tata m-a luat deoparte și a întins mâna spre mine cu palma deschisă în care ținea un inel de argint. Unul pentru bărbați, care avea gravat pe el un stejar. Înfășurase în jurul acestei o sârmă plușată ca să stea fix pe un deget mai subțire. El mi-a spus, puneți-l pe deget, la mâna dreaptă. Mi l-am pus pe deget, apoi m-a privit direct în ochi și m-a atenționat. Să nu-l scoți de acolo? Da, domnule. În săptămâna aceea la școală, băiatul cu inel în nas s-a luat de mine în sala de mese. M-a împins jos, mi-a furat banii de mâncare și a început să latre ca o hienă, în timp ce prietenii lui îl aplaudau. Apoi a început să danseze în cerc și să mă lovească. Big Big și tata nu erau prin preajmă ca să mă ajute, așa că m-am ridicat cu greutate de jos și atunci băieții au început să mă împingă de la unul la altul ca pe o minge. În cele din urmă am fost împins spre băiatul cu inel în nas, care era mai solid ca mine, cu aproape 20 de kilograme. A deschis gura ca să spună ceva, dar nu l-am lăsat să rostească niciun cuvânt. L-am lovit cât am putut de repede și de tare. Și fiindcă mi-era foarte frică, nu m-am oprit la un singur pumn. Când administratoarea cantinei m-a tras de pe el, celelalte hiene o șterseseră deja și nasul băiatului atârna într-o parte, însoțit de o pată ce te ducea cu gândul la un balon explodat. Administratoarea m-a apucat strâns de braț cu unghiile înfipte adânc în carne și m-a scuturat cu putere. Ce faci? Nu m-am obosit să-i răspund, ci am întins mâna și am smuls inelul din nasul băiatului, sfâșiindu-i pielea nărilor. Atunci administratoarea m-a apucat de guler și m-a dus în biroul directorului, de unde l-au chemat pe tata. M-am așezat în birou și am început să mă zgâiesc la inelul însângerat din mâna mea dreaptă, cugetând. Puțin după aceea a venit și bătăușul care mă împinsese împreună cu tatăl lui. Băiatul ținea o pungă cu gheață lipită de față și se smiorcăia. Doare! Tata a apărut și el câteva minute mai târziu și directorul ne-a dus pe toți în încăperea din spate. A zis, domnule O'Connor, îl voi suspenda pe băiatul dumneavoastră 3 zile pentru încăierare și va primi nota 0 la toate materiile. M-am gândit că vreți să știți asta ca să-l puteți disciplina și dumneavoastră. Tata i-a răspuns zâmbind, mulțumesc. Apoi s-a întors spre mine. Ce s-a întâmplat? M-am uitat în direcția bătăușului. M-am împins jos, mi-a luat banii de mâncare și a început să mă lovească. Prietenii lui l-au ajutat. Băiatul a zis de după punga cu gheață, nu-i adevărat. Însă eu am arătat spre buzunarul lui din dreapta. Are $2 acolo. Directorul a întrebat, e adevărat? I-ai luat cei $2? Băiatul a strigat, nu! Dar directorul i-a poruncit cu un gest, golește-ți buzunarele, fiule. Tatăl băiatului a intervenit, nu vă puteți aștepta. Directorul a așteptat până când băiatul a pus 2 bancnote mototolite pe birou, apoi a spus, vă suspend pe amândoi. Nu tolerez genul ăsta de comportament. M-ați înțeles? Tata și-a așezat mâna cu blândețe pe ceafa mea, apoi pe după umeri. După aceea s-a întors spre tatăl băiatului și i-a zis, dați-mi voie să vă spun cât se poate de clar. Mă aștept ca dacă lucrul acesta se va repeta,
fiul meu să sară iarăși pe fiul dumneavoastră ca o maimuță. Ba mai mult, are permisiunea mea să o facă. Directorul a început să protesteze, dar tata a ridicat mâna. Acum, fiindcă are liber câteva zile de la școală, vom merge să mâncăm niște cheeseburgeri, apoi vom cumpăra niște înghețată și după aceea vom merge la pescuit. Poate vom vedea chiar și un film la cinematograf. M-am făcut înțeles? A întrebat în timp ce mă conducea spre ușă. Directorul a strigat după noi. Și vă considerați un om temător de Dumnezeu, un predicator? Tata s-a întors spre el și a aprobat din cap. Chiar așa. Și n-am folosit niciodată cuvântul preș în legătură cu descrierea aceasta. Cam pe la mijlocul celui de-al doilea cheeseburger pe care îl înfulecam, am întrebat. Tată? Tata m-a privit peste burgerul lui. Da? De asta mi-ai dat inelul. A îndesat un castravete murat în cheeseburger și mi-a răspuns. Da. I-am arătat printr-un gest că am înțeles și m-am uitat la inel. Tată? A sorbit din sucul lui și a replicat. Da? Mulțumesc. Pe când am făcut 9 ani, mă obișnuisem deja cu blondul și cu prietenii lui care veneau la serviciile religioase ale tatei. Nu știam dacă alții îl vedeau sau nu, dar nimeni nu vorbea niciodată despre ei și nu voiam să deschid eu acest subiect de teamă să nu par nebun. Am decis că erau ca un fel de curcubeu, ceva ce nu vedeai în fiecare zi, iar ca să vezi, trebuia să privești din perspectiva corectă. Într-o zi, când străgeam lucrurile după serviciu religios, tata m-a găsit șezând la pian. Mi-a spus, e timpul de culcare, băiete. Eu am arătat cu degetul înainte și am întrebat, ce ar trebui să fac cu blondul? A venit iarăși, așa-i? Am clătinat din cap, nu pleacă niciodată. Tata s-a lovit ușor peste ureche. A venit să te asculte. Dar, tată, blondul începuse să-și aducă prietenii. La început doar unul sau doi, dar ulterior numărul lor a crescut. Acum erau o mulțime. Sunt peste tot. Tata a râs. Cred că le place foarte mult cum cânți. Nu eram sigur că tata înțelegea despre ce era vorba. Ceea ce vedeam eu nu erau cățeluși și acadele. Pentru mine ei erau la fel de reali ca pianul. Tată, blondul ăsta poate să-l doboare dintr-o lovitură pe Big Big. Nu-i de glumit cu el. E mânios? M-am gândit puțin înainte să răspund. Nu cred că e mânios, dar cred că e în război. Ceilalți arată la fel? În mare măsură, da. Îi auzi? Am confirmat din cap. Și ce auzi? Îi aud cântând. Poți să distingi cuvintele? Am confirmat și am vorbit încet, conștient de faptul că ei mă pot auzi. Da, domnule. Tata a râs, a introdus mâna în servietă și a scos un carnețel cu coperte negre și un pix. Mi l-a dat și mi-a spus. Atunci poate că ar trebui să notezi cântecele lor. Și de atunci le-am tot notat. Capitolul 15. Tata lua foarte în serios pregătirea mea muzicală. El se ocupa de partea de bluegrass, iar Big Big mă iniția în tainele bluesului. Big Big a crescut în Memphis și a umblat la propriu pe Beatles Street, astfel că știa câte ceva despre Delta Blues. Delta Blues, una din primele forme ale muzicii blues, ce s-a născut în regiunea Mississippi Delta. Unul din momentele apoteotice ale tinereții lui a fost când l-a ascultat pe Robert Johnson și susținea cu toată tăria că domnul Johnson nu-și vânduse sufletul diavolului. Imposibil, cine cântă ca el nu e stăpânit de diavol. Dar tata simțea că instruirii mele îi lipsește o piesă principală. Piesa aceea era temuta muzică clasică. Mozart, Bach, Beethoven... Eu o uram și nu puteam suferi toate picturile acelea înfățișând bărbați cu peruci albe. Când am împlinit 10 ani, tata mi-a făcut 2 daruri. Pe primul nu mi l-am dorit. Domnișoara Vermeta Hagle. Domnișoara Hagle era originară din Buena Vista
și cântase 30 de ani la filarmonica cu tare sau cu tare. Tata a plătit-o ca să-mi dea lecții timp de 4 ore chinuitoare în fiecare miercuri. O vizită la dentist mi se părea mult mai de dorit decât lecțiile acelea. Domnișoara Hegle era groaznică. Lecțiile ei erau groaznice, manierele ei erau groaznice, respirația ei era groaznică și ședea țapănă ca un băț. Nu fusese căsătorită niciodată și înțelegeam de ce. Dar oricât l-aș fi rugat, oricât m-aș fi prefăcut bolnav, orice scuză aș fi inventat, tata rămânea de neclintit. Mai ceva ca stânca Gibraltar. Mi-a spus, ca să poți încălca regulile, trebuie să le înveți mai întâi. Dar de ce nu pot să învăț numai de la tine și de la Big Big? Fiindcă deja știi mai mult decât mine și Big Big la un loc. Acum eu nu mă aștept să-ți placă, dar mă aștept să înveți. Și mă aștept să înveți foarte bine. Am suferit aproape 8 ani sub femeia aceea oribilă cu dinții ei galbeni, ochii ei mici ca niște mărgele și linearul ei cu care mă lovea constant peste mâini. Dar lecțiile acelea au fost unul din lucrurile cele mai bune pe care le-am primit vreodată de la tata. Și dacă m-aș întâlni azi cu femeia aceea pe stradă, aș săruta-o pe gură. Al doilea lucru pe care mi l-a dăruit tata când am împlinit 10 ani a fost o chitară care să fie numai a mea. Văzând cât timp petreceam cântând la chitara lui, tata a înțeles că am fost atins de microb. Cântatul la chitară nu era pentru mine un simplu moft trecător. Problema era că Jimmy devenise chitara în funcție de care judecam toate celelalte chitare. Chitara pe care mi-o dăruise tata avea cors de nylon, așa că atunci când mi-a dat-o, cred că expresia feței mele mi-a trădat nemulțumirea. Dar el mi-a explicat repede. Chitarele au voci, la fel ca oamenii. O chitară cu cors de nylon, dacă cineva cântă bine la ea, poate fi mai expresivă decât o chitară cu cors de oțel, mai emoționantă. Știu că îl iubești pe Jimmy, dar tu ai o expresivitate căreia Jimmy nu îi poate face față. Asta poate. Am studiat-o cu atenție. Corpul ei era mic, ceea ce însemna că puteam cânta mai ușor la ea, dar gâtul era mai lat și corzile mai groase. Un mic compromis. Mi-am trecut degetele peste corzi și am încercat să ascund faptul că mă durea inima că nu mi-l dăduse pe Jimmy. Dar când am început să cânt la ea, am înțeles ce vrusese să spună. Nu era nevoie să mă forțez la fel de mult ca să scot un sunet bun din ea, lucru important pentru mâinile și degetele mele mai mici. Am numit-o Pitica. Pubertatea a adus unele schimbări în vocea mea. Majoritatea erau bune. Mi-a crescut volumul, puterea și controlul vocii, dar în mod ciudat mi-am păstrat capacitatea de a atinge tonurile înalte, mărindu-mi în același timp capacitatea de a cânta și într-o tonalitate mai joasă. De observat că am spus mai joasă, nu joasă. Tata cânta într-o tonalitate joasă. Eu cântam deasupra lui. În următorii 2 ani, tata și Big Big au lăsat partea muzicală în grija mea, iar când am devenit independent, mulțimile au crescut. Și încă foarte mult. Nu peste mult timp, mai mulți oameni veneau să mă vadă pe mine decât să-l asculte pe el. Deși tata a încercat să mă protejeze de cunoașterea acestui fapt, eu îl știam. Ceea ce nu a fost întotdeauna bine. Programul nostru nu s-a schimbat niciodată. În funcție de distanță, plecam joi sau vineri dimineață și ne întorceam duminică noaptea sau luni. Cam o dată la 2 luni plecam pentru o săptămână întreagă sau chiar 10 zile. M-am obișnuit cu viața pe drumuri și erau puține locurile în Utah, Wyoming, Nebraska, Kansas, Texas, New Mexico și Colorado pe care să nu le fi văzut. Deși tata știa unde merge și putea ajunge acolo și cu ochii închiși, a lăsat o mare parte a navigației în seama mea. Aceasta a însemnat că am învățat să citesc harta și dat fiind că petreceam atât de mult timp pe drum, am citit multe hărți. Le găseam destul de interesante. Ceea ce o nebunea pe profesoara mea de geografie din clasa 9, căci deși lipsisem cea mai mare parte a primului trimestru, am obținut totuși nota 10 pe linie. S-am furiat și mai tare că nu am greșit răspunsul la nici măcar o singură întrebare, la testul final, inclusiv la 2 întrebări suplimentare. Tata mă învăța alături de profesorii mei, care erau destul de iritați, ca să nu spun mai mult, de absențele mele constante,
dar nu găseau nimic de comentat în legătură cu rezultatele mele sau cu etica muncii pe care o aveam. Tata era foarte aspru cu mine în această privință și în timp ce el și Big Big conduceau mașina, eu învățam. Oarecum. Tata și cu Big Big ședeau în față, iar eu și Jimmy stăteam tolăniți pe bancheta din spatea cabinei camionului. Uneori cântam la chitară chiar și 12 ore pe zi, fără întrerupere. În unele weekenduri de 4 zile cântam chiar 40 de ore. Tata și Big Big cântau posturi de radio, căutau posturi de radio care transmiteau muzică gospel veche sau bluegrass, iar eu cântam împreună cu artiștii. Odată cu trecerea lunilor și anilor am ajuns ca, după ce ascultam primele câteva note ale unui cântec, să știu imediat în ce gamă era și încotro se îndrepta. Urechea îmi devenise atât de sensibilă încât eram în stare să acompaniez în minte, să încetinesc ritmul și să aud notele și acordurile individuale emise de o chitară. Tata mă auzea din față cum alegeam o melodie destul de complicată și îmi spunea: "Bine, acum cânt-o pe pitică." Atunci schimbam chitarele și cântam aceeași melodie pe corzile de nylon. La vremea aceea nu știam asta, dar tata mă provoca să mă exprim și să accentuez diferite emoții folosind aceeași melodie. Mă învăța să vorbesc o limbă nouă, limba chitarei. Pe măsură ce abilitățile mele muzicale se dezvoltau, creștea și interesul meu pentru interpreți și dorința de a imita. Dar tata a avut grijă să mă abată de la rock and roll, declarând că tot ce trebuia să știu poate fi spicuit din muzica bluegrass, blues și clasică. Și desigur din imnuri. Îmi zicea: "Dacă înveți aceste patru genuri, toți din branșa rock and roll vor dori să cânte ca tine și nu invers." Nu l-aș descrie pe tata ca un om rigid. Asta până venea vorba de un singur lucru. Audierea postului de radio Grandole opri în timp ce noi străbăteam țara în lung și în lat. Dacă eram pe drum și era program la postul acesta de radio, tata l-asculta. Așa am auzit multă muzică country. Mulți din cei mai buni chitariști din lume proveneau din lumea bluegrass-ului și majoritatea au cântat la Opry. Asta însemna că am fost expus aproape în fiecare seară la cele mai bune și mai celebre linii. Melodiile nu erau greu de învățat. 99% dintre ele erau alcătuite din doar 3 sau 4 acorduri, o punte și un refren. Imediat ce auzeam o melodie, degetele mele începeau să o dibuie, în special notele. Tata și Big Big clătinau din cap și se uitau unul la altul. Unul dintre ei comenta: "Nu-i cinstit?" Celălalt răspundea: "Nu, nu-i cinstit, dar cu siguranță-i plăcut de privit." Serile de joi erau preferatele tatei, fiindcă cei de la Opry transmiteau live ce aveau mai bun. Tata nu le rata niciodată. Niciodată! Ne fixam timpul de călătorie în funcție de ceea ce el numea Raiman Radio. Nume dintre cele mai mari din branșă veneau să cânte joia și unele emisiuni durau 2 sau chiar 3 ore. Când un chitarist deosebit de mare făcea senzație, cântând o armonie sau ceva ce puțin puteau cânta, tata dădea volumul mai tare și ținea ritmul cu palma în bordul mașinii. Gândește-te că toți marii ăștia au fost odată ca băiatul nostru. Monroe, Scruggs, Williams, Cash, regele. De mai multe ori, după un spectacol foarte bun, oprea radioul, dădea meditativ din cap și se uita la mine prin oglinda retrovizoare. "Într-o zi vei cânta și tu la Raiman." Iar Big Big îl aproba cu o mișcare a capului. "Așa e. Eu nu visam să ajung atât de sus." "Crezi asta?" Urma o pauză lungă, o nouă privire, apoi: "Și acela va fi doar începutul." Odată în primii ani de liceu ne întorceam acasă după un weekend petrecut în Taos și Big Big mă învăța o secvență muzicală a lui Robert Johnson, când mi-a spus într-o doară că Johnson era unul dintre primii membri ai Clubului 27. "Clubul 27? Ce-i Clubul 27? "Sunt muzicienii, cântăreții și cantautorii care au murit la 27 de ani. Am crezut că se referă la un fel de boală. De ce au murit? "Unii în urma unor accidente ciudate, dar cei mai mulți din cauza drogurilor sau prin sinucidere." Tata s-a scărpinat în cap. "N-am reușit niciodată să înțeleg asta,
De ce ar pleca cineva de la un spectacol ca să se drogheze ori să se îmbete? De ce simțeau nevoia oamenii ăștia să fugă? Doar făceau muzică. Ce era neplăcut în asta? Faima tatei a continuat să crească. Chipul lui a apărut pe coperta mai multor reviste și ziare regionale. Un titlu de ziar a titrat: Excrocherie sau realitate? Cântărețul de bar devenit propovăduitorul trezirii spirituale. Orbii văd și ologii umblă. Sau totul e o simplă iluzie? Indiferent de părerea oamenilor, indiferent dacă erau sceptici sau credincioși, numărul participanților la adunările religioase ale tatălui a crescut. Și încă mult. Străzile aglomerate și oamenii ascultând în picioare au devenit norma. Am primit invitații de la biserici, de la pastori, de peste tot. Mulți voiau doar să profite de pe urma tatei, dar tata avea două reguli pe care nu le-a încălcat niciodată. Prima, nu a vândut niciodată bilete, fiindcă nu a considerat că ceea ce făcea el era divertisment. Pentru ce să luăm bani de la oameni? De ce să iau bani pentru ceva ce eu însumi mi-am primit pe gratis? A doua regulă, nu a făcut niciodată vreo colectă. Nu a trecut niciodată o farfurie sau o pălărie prin mulțime. Asta i-a mirat mult pe criticii lui, dar tata era de părere că dacă cineva vrea să dăruiască, va dărui. Nu era nevoie să forțeze mâna nimănui. Drept urmare, oamenii nu s-au simțit manipulați și au avut încredere în tata. Și în ciuda politicii lui fără colectă, oamenii au dăruit. Îl căutau și înmânau câte un cec sau bani gheață, iar tata accepta. Benzina costa bani. Au fost mulți cei care ne-au donat bani. Și tata a cumpărat cu influxul financiar două lucruri. Un autobuz pentru noi și un camion cu 18 roți, care să transporte corturile, scaunele, pianul și echipamentul. Apoi a început să angajeze șofer și personal, care să monteze și să demonteze corturile. Oamenii aceștia mergeau înainte, pregăteau totul, după ce ajungeam și noi, chiar înainte de primul serviciu. Aceasta însemna că tata și Big Big erau mai odihniți și, în consecință, predicile au devenit puțin mai lungi. Când audiența a crescut și numărul de întâmplări inexplicabile s-a mulțit, ceea ce unele ziare numeau miracole, altele tertipuri, a crescut și numărul criticilor, al contestatarilor. Au apărut și protestatari cu pancarte și vociferări, câțiva dintre ei tăindu-ne chiar cauciucurile. Dar de cele mai multe ori eram etichetați ca fiind un circ ambulant, iar tata era văzut ca un șarlatan. Reporterii și jurnaliștii de investigații plantau în mulțime oameni schilozi sau orbi, dar tata îi depista imediat. Controversa a atras atenția asupra noastră, iar acest lucru a atras echipajele de radio și televiziune cu mașinile și antenele lor înalte, care transmitea în tot vestul. Într-o zi l-am întrebat pe tata: nu te deranjează? El a râs, absolut deloc. Adesea se întâmpla ca tata să predice de 5 ori într-un weekend și cum vestea se răspândea printre localnici, la serviciul final de duminică participau peste 5.000 de oameni. Aceasta însemna că în ultimul an de liceu cântam în mod obișnuit în fața peste 15.000 de oameni într-un weekend, câteodată mai mulți. Atunci nu mi-am dat seama de asta, dar aveam o audiență mai numeroasă decât multe nume mari din industria muzicii. Talentul mi-a adus o notorietate sporită pe mai multe niveluri. La un nivel pentru care am fost deosebit de recunoscător, s-a situat membrele sexului opus. Pe scurt, fetelor le plac chitariștii. Acestea mă căutau înainte de serviciu religios, când discutam cu ele vrute și nevrute, sau îmi dădeau numărul lor de telefon. Sună-mă! Tata nu era exagerat de protector, dar m-a ferit de cei de la casele de producție care mă căutau stăruitor. Într-o seară a simțit cum crește în mine tensiunea, așa că s-a așezat lângă mine pe patul din mașină. Cup, vor fi mulți care îți vor spune că ești mare și că ei pot să te facă și mai mare, că te pot urca pe un piedestal de pe care nu vei mai coborâ niciodată. Dar adevărul este că nu le pasă deloc de tine. Ei vor doar ceea ce ai tu. Singurul lucru de care le pasă este ce câștigă de pe urma ta. Se uită la tine ca la o pradă ușoară și îți vor oferi o mulțime de bani ca să te vadă pe scena lor.
Nu-i nimic greșit în a câștiga mulți bani. Și dacă exista vreodată un băiat născut pentru scenă, acela ești tu. Dar dacă începi să câștigi bani uitând de ce faci ceea ce faci, sau uitând de ce ai primit darul pe care l-ai, atunci va trebui să te întrebi cât de mult îți dorești banii aceia. Pentru că s-ar putea ca prețul care ți se va cere să fie mai mare decât te vei fi așteptat vreodată. M-a bătut blând cu palma peste piept și a continuat. Robert Johnson nu a fost singurul muzician care a stat la o răscruce vorbind cu diavolul. Fiecare muzician ajunge într-un astfel de punct, iar conversația pe care o poartă este întotdeauna aceeași, la fel și promisiunile. Capitolul 16. Era în mine un tumult greu de descris, un neastâmpăr chiar. Nu știu din ce se născuse sau de unde venise, nici de ce sau cum ajunsese acolo, dar simțeam că tata mă ține pe loc, că mă zdrobește sub greutatea degetului mare de la mâna sa. Și asta mă irita grozav. Tată, vrei să spui că nu voi putea înregistra niciodată un album? Nu. Sper să înregistrez 50 de albume și le voi cumpăra pe toate. Dar ceea ce faci cu un instrument este doar jumătate din darul cu care ai fost înzestrat. Arătat spre carnețelul cu coperți negre pe care mi-l dăduse și pe care începusem să-l port la spate, între curea și șira spinării. Am văzut cum reacționează oamenii când cânți compoziții proprii. Cuvintele pe care le scrii au profunzime. Când un om la 4 ace și cu o mulțime de bani va veni la tine și va vrea să cânți propriile tale piese, așa cum dorești tu să le cânți, baftă, dă-i bătaie. Big Big și cu mine vom fi în primul rând la spectacolele tale și te vom aplauda. Dar până atunci, păzește-ți darul și păzește-ți carnețelul. Va veni ziua când vei descoperi că e extrem de valoros. Am fost ascultat de o mulțime de impresari și recruiteri. Auziseră despre talentul meu ca instrumentist, se dusese vestea despre rapiditatea de colibri cu care mi se mișcau degetele pe gâtul chitarei și pe claviatura pianului și întrucât nu mai văzuseră ceva asemănător la cineva de vârsta mea, voiau să vadă totul cu ochii lor. Dar întrucât aveam doar 17 ani, știau că tata era cerberul de care trebuiau să treacă. Așa că l-abordau pe el, îi strângeau mâna și încercau să-l convingă. Problema era că ei își aveau criteriile lor și fiindcă nu mă încadram foarte bine în ele, voiau să ia din mine doar părțile care le plăceau, să le treacă prin râșnița lor muzicală și să împacheteze ce mai rămânea din trupul meu lipsit de suflet în forma lor prefabricată. Deși nu voiam să recunosc, chiar și eu vedeam asta, voiau să șteargă din mine complet orice parfum de gospel, de imnuri religioase, de cântece de duminică dimineața și să mă impregneze cu apa de colonie ieftină a ceea ce vindeau ei. Voiau să mă transforme într-un star rock and roll, cu păr lung, cu creastă și machiaj, cu pantaloni strâmți de piele. În cele din urmă au început să trimită directori executivi de nivel mediu cu bani. În timp, teancurile de bani au devenit tot mai înalte. Tata îi asculta și dădea seama ce urmăreau și când nu voiau să accepte refuzul lui, le închidea ușa nas. Într-o zi, un bărbat insistent ne-a găsit într-un orășel minier prăfuit din nordul statului Colorado. Avea o pălărie caragioasă și un teanc gros de bani și a decis să-l ocolească pe tata. M-a pândit până când m-a găsit singur legând colțurile unui cort. N-a spus niciun cuvânt și a lins doar degetul mare de la mână și a început să numere banii. Eu îmi doream rău de tot o chitară electrică, așa că vederea bancnotelor de $500 a avut asupra mea un efect hipnotic. M-a întrebat, știi să citești partituri? Mulțumită domnișoarei Hăgle, știam să citesc notele muzicale la fel de bine ca limba engleză. Am dat afirmativ din cap. A răsfirat câteva partituri în fața mea și m-a întrebat iarăși, pot să cânți asta? Era cam la fel de complicat ca mulți ani trăiască, așa că am semnat niște acte, am luat banii și am acceptat să mă întâlnesc cu el în oraș peste câteva ore.
L-am găsit într-o benzinărie abandonată, cu o chitară Fender Telecaster, conectată la un amplificator și la ceea ce părea un magnetofon destul de scump. Omul știa ce face. Îmi scrisese numele cu vopsea pe chitară. M-am familiarizat cu chitara câteva minute, după care bărbatul a pus în fața mea niște partituri. Am cântat melodiile așa cum erau scrise o dată, câteodată de două ori, apoi m-a întrebat: tu cum ai cânta piesa asta? Acela a fost momentul în care am remarcat intersectarea perfectă a celor trei laturi ale instruirii mele muzicale. Abia când mi-am dat mână liberă cu interpretarea, omul a început să zâmbească cu adevărat. Am continuat așa cam o oră și trebuie să recunosc că a fost foarte distractiv. Prinsesem gustul. La un moment dat omul s-a scuzat și a mers la un telefon public unde a purtat o conversație animată cu cineva care părea la fel de animat. Cei doi au vorbit câteva minute, răstimp în care prietenul meu sorbea dintr-o ploscă de inox. După ce a pus receptorul jos, s-a întors la mine și mi-a oferit plosca zâmbind. Vrei și tu o înghițitură? Ce putea fi rău în asta? Am luat plosca, am dus-o la gură și m-am prefăcut a fi la fel de grozav ca el. Peste puțin timp aveam să aflu că nu eram nici de cum grozav. Am mai cântat o oră. El bea, eu cântam. Apoi beam eu. Și iarăși cântam. Am devenit destul de relaxat. În cele din urmă, după ce am cântat tot ce a putut pune omul în fața mea, acesta a zâmbit, a împachetat totul în portbagajul mașinii, l-a închis și și-a scos pălăria în semn de salut. Rămâi în preajma radioului, ținem legătura. Lumea se învârtea destul de tare cu mine, totuși aveam încă lucrurile sub control, cel puțin așa credeam. Am făcut degajat un semn cu capul, iar omul a urcat în mașină și a dat să pornească motorul, când a constatat că are o problemă. Problema aceea avea aproape 2 metri înălțime, 110 kg și stătea în fața mașinii cu o mină dezaprobatoare. Mai văzusem privirea aceea. Omul s-a cufundat în scaun, s-a uitat prin spațiu dintre volan și bordul mașinii și a început să râdă încurcat. Deși aveam mintea încețoșată, mi-am dat seama că tipul nu era deloc amuzat. Tulburat, bărbatul și-a prins un trabuc. Tata s-a uitat la el, dar a îndreptat degetul spre mine. L-ai întrebat câți ani are? Omul i-a răspuns cu trabucul în colțul gurii: habar n-am câți ani are. Și în timp ce vorbea, a slobozit un nor de fum. Tata i s-a adresat calm: ce zici de 17? Omul a înțeles imediat că a încurcat-o, dar nu avea de gând să cedeze fără luptă, așa că a apăsat pe accelerație, l-a zvârlit pe tata peste capotă și a ieșit în trombă din parcare, nimerind direct în patrula de 4 mașini ce bloca șoseaua. Când audiența noastră a crescut, tata a angajat poliția locală ca să-l ajute să păstreze ordinea, ceea ce l-a făcut foarte iubit de polițiștii locali, care aveau astfel ocazia să câștige niște bani în plus, fără prea mari eforturi, doar punându-și ochelari de soare și luând o înfățișare oficială. Deci, când le-a spus că un agent m-a tras pe sfoară, s-au arătat foarte protectori. Pe când omul stătea în mașină și își cântărea opțiunile, tata aproape că l-a tras pe geam afară și a scos contractul, în ghilimele, semnat de mine, din buzunarul hainei. Apoi l-a târât în spatele mașinii, a luat din portbagaj banda cu înregistrarea și l-a scuturat ca pe o păpușă de cârpe. Plosca strălucitoare a căzut pe pavaj cu un sunet metalic. Asta-i tot? Toți polițiștii au zâmbit. Bărbatul, acum mânios, a început să împroaște venin. Nu-ți spun, probabil că a vrut să spună scumpule, dar tata i-a aplicat suficientă presiune în jurul gâtului ca să-și înghită restul cuvintelor, așa că nu știu nici până în ziua de azi dacă asta voise să spună. Tata l-a ridicat în aer și aștepta până când a început să dea din picioare și fața ei s-a făcut de culoarea coacăzelor. Când a dat afirmativ din cap, tata i-a dat drumul. Atunci tata a lăsat banda magnetică să cadă și a călcat-o în picioare. Apoi a smuls trabucul din gură și a dat foc hârtiilor. Omul n-a fost prea încântat de asta, a început să spună tatei că în curând va fi contactat de un avocat scump din Los Angeles. Dar tata l-a așezat înapoi în mașină, i-a tras pălăria peste față, i-a stins trabucul în poală
și-a întins mâna în direcția mea, cu palma în sus. Am pus cei 500 de dolari în palma lui, pe care tata i-a îndesat rapid în gura omului și i-a făcut semn să plece. Apoi a făcut singurul lucru de care m-am temut. S-a uitat la mine și n-a spus nimic. În momentul acela aș fi vrut ca pământul să mă înghită cu totul. A fost unul din acele rare momente de conștientizare când mi-am văzut viața derulându-se repede și clar în fața ochilor. În ciuda dificultăților, începând cu moartea mamei, tata fusese întotdeauna bun cu mine și generos până la sacrificiu. Nu mi-a lipsit niciodată nimic. Primisem o instruire muzicală mai bună chiar decât cei de la Berkeley. Colegiul muzical Berkeley, situat în Boston, Massachusetts, este cel mai mare conservator independent de muzică contemporană din lume. Și călătorisem prin țară mai mult din țară decât oricare din prietenii mei, majoritatea dintre ei având ocazia la un moment dat să călătorească cu noi, ceea ce îi făcea să exclame: "Faci asta în fiecare weekend? Este lucrul cel mai grozav pe care l-am făcut vreodată." Singurul lucru pe care tata nu mi l-a dat voie a fost Jimmy, și asta din cauza că mama îl dăruise lui. După ce mi-a aruncat o privire îndurerată și mânioasă care mi-a sfredelit sufletul și pe care n-am uitat-o mulți ani de atunci înainte, tata a intrat într-o mașină de poliție, s-a așezat lângă polițist și s-a întors la adunarea de trezire spirituală. Abia după ce omul și tata au plecat, mi-am dat seama că aveam încă telecasterul în jurul gâtului. Când m-am uitat în jos, mi-am văzut imaginea oglindită în plosca de la picioarele mele. Am ridicat degetul mare în sus și nu peste mult, o femeie în vârstă a oprit mașina. "Vrei să te duc undeva, băiete?" "Da, doamnă." Abia am parcurs un kilometru și ceva când i s-a spart cauciucul de la roata din față. El am schimbat eu, dar nefiind un mecanic prea priceput, m-am murdărit din vârful degetelor până la cot, ceea ce a făcut-o să strâmbe din nas când am vrut să urc iarăși în mașina ei. N-am condamnat-o deloc pentru asta. Așa se face că m-am întors pe jos acasă. 8 kilometri e o distanță destul de lungă ca să reflectezi. Drumul înapoi m-a trezit de-a binelea, în toate privințele. Am ajuns la adunare la apusul soarelui, tocmai la timp ca să aud predica "Mâini murdare" a tatii. N-am de gând să te plictisesc cu detaliile. Cred că poți să-ți dai seama despre ce este vorba. În esență, tata spunea că păcatul ne murdărește mâinile și, fiindcă le avem mereu în fața noastră unde le putem vedea, ne amintesc constant de păcatul în care le-am cufundat. În cele din urmă a zis că este greu să ridicăm mâini murdare înaintea unui Dumnezeu sfânt și că singurul mod în care ni le putem spăla este cufundându-le în sânge. După aceea a prezentat câteva ilustrații explicative. Mi-a venit să vomit în timp ce l-ascultam și, având în vedere cantitatea de alcool pe care o ingurgitasem, oricum era pe punctul de a o face. Vocea lui s-a revărsat din corturi și m-a ajuns pe șosea. "Acum uită-te la mâinile tale, întoarce-le cu palmele în sus." În mine, în minte, mi s-a derulat filmul cu mișcările tatei. "Uită-te bine la ele, nu te grăbi, doresc să vezi lucrurile pe care tu nu vrei să le vezi. Știi la ce mă refer? Locurile acelea întunecate, acele unghiere din tine pe care le ții încuiate. Fii sincer cu tine însuți. În ce ți-ai cufundat mâinile?" A urmat o pauză lungă și apoi: "Ai înțeles? Ți-e clar despre ce vorbesc?" Cu ochii minții l-am văzut limpede întorcând mâinile cu palmele în sus și în jos. "Acum întreabă-te, ce ai câștigat?" Punea întotdeauna întrebarea aceasta de două ori. Am rostit următoarele cuvinte împreună cu el: "Și ce ai pierdut?" În cazul meu, răspunsul la prima întrebare era nimic altceva decât probleme. Și răspunsul la cea de-a doua începea și se sfârșea cu o fisură uriașă în încrederea pe care tatăl meu o avusese în mine. Sentimentul copleșitor care mă încerca nu părea să se risipească nici când i-am auzit vocea din ce în ce mai aproape. Predica se termina întotdeauna cu câteva mii de oameni ridicând mâinile. Uneori mă uitam pe furiște pe banca mea de lângă pian
la mâinile acelea care semănau cu niște valuri aurii de grâu. Știu toate teoriile. În cei 25 de ani care au trecut de atunci, am avut destul timp să mă gândesc la toate astea și nu este cine știe ce mare mister. Problema am fost eu. În ciuda sfaturilor înțelepte ale tatălui meu, a sacrificiului său necurmat, avertismentelor sale și a celor 5.000 de predici ale sale, ba chiar și în ciuda conștientizării în străfundurile ființei mele, a faptului că trebuia să stau departe de șarpele cel vechi, atât cât îmi era posibil din punct de vedere omenesc, era în mine ceva ce nu putea suporta gândul că tata are dreptate sau că îmi dictează ce să fac. Mai simplu spus, am vrut ce am vrut, când am vrut și cum am vrut, fiindcă așa am vrut eu. Punct. Pe măsură ce creșteam, aveam tot mai mult senzația că sunt controlat de el. Asta nu înseamnă că făcea ceva diferit. Era același tată ca întotdeauna. Dacă se schimbase în vreun fel, devenise mai îngăduitor și avea mai multă libertate. Asta însemna că schimbarea se produsese în mine, ceea ce înrăutățea și mai mult lucrurile. Ceva în mine ura dreptatea, în ghilimele, a tatei și faptul că îmi punea în față un anumit standard, în vreme ce majoritatea prietenilor mei puteau face tot ce le plăcea. Mânia fierbea, mărăciunea prindea rădăcini în mine și am început să ascult șoaptele care mă arătau ce aș putea deveni dacă el nu m-ar trage înapoi cu circul acela ambulant stupid. Aveam mai mult talent muzical în degetul meu mic decât avusese el toată viața. Era invidios. Mulțimile care înainte îi mulțumiseră pentru predicile și rugăciunile lui, acum îmi mulțumeau mie pentru muzică. Oamenii veneau să mă asculte pe mine, nu pe el. Profita de succesul meu și începea să se simtă în plus. Chiar și acum, când mă aud repetând aceste lucruri, mă doare. Dar la 17 ani ai impresia că înțelegi totul. Am stat pe șosea în fața parcării arhipline și am clătinat din cap. Era evident că nu mă gândisem cum trebuie la asta, că nu mă puteam lupta cu tatăl meu. Știam că are dreptate, știam de asemenea că urăsc faptul că are dreptate. N-am mai putut suporta. Lângă mine era un pod care traversa un râu repede. M-am apropiat de balustradă și am aruncat fenderul cât de departe am putut în apele înspumate. Valurile l-au înghițit și curentul l-a răsucit, l-a învârtit și apoi l-a izbit de un bolovan, separând gâtul de corpul chitarei. Foarte bine, m-am gândit. Apoi am deșurubat capacul ploștii, am întors-o cu susul în jos și am vărsat restul de whisky în râu. După aceea am străbătut cei 5 milioane de kilometri până la tatăl meu. În seara aceea, după ce am aranjat scaunele, am măturat pe jos și am aruncat gunoiul, m-am trezit șezând în întuneric cu privirea țintită asupra pianului. Degetele mi-au atins claviatura, dar n-au produs niciun sunet. Banca pianului era singurul loc unde nebunia din mine se potolea. Acolo știam care voce minte și care spune adevărul. Tata m-a găsit acolo. Niciunul dintre noi n-a spus nimic. El suferea. Eu sufeream. Știam că îl trădasem și știam că e numai vina mea. A început el. Ți-am povestit vreodată cum a găsit mama ta bând? Nu m-am așteptat ca discuția noastră să ia această turnură. Poftim? S-a uitat îndelung la munții din spatele nostru. Eram sus la cabană, tocmai aflasem că te vom avea pe tine. Și din motive încă neclare, m-am cufundat cam adânc într-o sticlă de whisky de casă. Cred că a apărut și un trabuc la un moment dat, dar amintirea lui îmi este încețoșată. Fiindcă nu obișnuiesc să beau și să fumez, m-am îmbătat criță. Lumea se învârtea cu mine ca un titirez. Mama ta m-a găsit umblând pe trei cărări pe creastă în costumul lui Adam, gol pușcă. Deci povestea aceea este adevărată? Fiecare cuvânt. Am cuvințat din cap de câteva ori. După câte mi-a spus mama ta, urlam realmente la lună. Gândul la tatăl meu enorm, gol și biat, urlând la lună, m-a făcut să chicotesc. Dacă ai avut vreodată îndoieli că tatăl tău a luat o raznă odată în viața lui, aceasta ar fi proba.
A clătinat din cap și a continuat. A doua zi dimineață m-am trezit cu o durere de cap de parcă cineva mi-ar fi tras una cu barosul în cap. Mi-a trebuit o oră să mă întorc de pe o parte pe cealaltă. Mama ta mi-a deschis un ochi și m-a întrebat: mai trăiești? Cred că am mormăit ceva, m-am ridicat din pat, am căzut, m-am ridicat iarăși și cumva am reușit să ajung la pârâu în care m-am aruncat pur și simplu. După ce șocul contactului cu apa de doar un grad m-a readus în simțiri, mi-am amintit că urma să predic peste câteva ore. Mama ta m-a înfășurat într-un prosop, mi-a făcut o cafea și mi-a cerut să mă spăl pe dinți. Tata a râs amintindu-și toate astea. M-a sărutat pe frunte și mi-a zis: trăbucurile nu sunt prietenele tale. Și trebuia să predici? Și pentru ca lucrurile să fie și mai complicate, era chiar duminica de Paște și a acoperit fața cu palmele. Încă regret noaptea aceea. M-am uitat la scaunele goale și l-am întrebat: ce le-ai spus oamenilor? Adevărul. Oricum se vedea pe fața mea, așa că n-aș fi putut să ascund nici dacă aș fi vrut. Le-am povestit ce s-a întâmplat. Am tăcut amândoi o vreme. Apoi s-a așezat lângă mine și mi-a cerut: cântăm ceva. Mi-am așezat mâinile în poală și am răspuns: parcă nu-mi prea vine să cânt. Crede-mă, de obicei, când atunci ai nevoie cel mai mult să cânți. Am cântat câteva acorduri la întâmplare și am întrebat pe un ton voit vesel: vreo preferință? Tata și l-a așezat pe Jimmy pe genunchi și mi-a spus: tu conduci și eu te urmez. Știam că suferă și eu sufeream. Tonul vocilor noastre exprima durerea din inimă. Dar între tata și mine exista întotdeauna muzica. Ea era podul de beton pe care focul nu-l poate mistui. După ce am cântat pasajul introductiv la pian, am început să cânt încet cu vocea. Tata mi s-a alăturat la strofa: acordează-mi inima. Am reușit să mă stăpânesc câteva versuri, dar la bandajează-mi inima rătăcită m-a podidit plânsul. Când am ajuns la Iau-o și pecetluiește-o, n-am mai putut cânta deloc. În noaptea aceea am învățat valoarea unui imn vechi, că ceva atât de vechi și de demodat, în ghilimele, poate să dea glas unor cuvinte pe care inima are nevoie să le audă, dar nu știe cum să le rostească. Mi-am șters ochii cu umărul, am scos plosca goală din buzunar și am așezat-o pe pian. Ne-am uitat amândoi în tăcere la ea, apoi tata a spus la fel de încet ca notele pe care le cânta la chitară: mai e și asta. Tată, am întins brațele cu palmele în sus. Înregistrarea și băutul erau incidente minore. Puteam să trecem împreună peste ele, dar problema încrederii era mai adâncă. Cum pot să ridic mâini murdare? Și eu i-am pus mamei tale aceeași întrebare în dimineața aceea de Paște, când soarele dimineții mă ardea ochii. Și am să-ți spun același lucru pe care mi l-a spus ea. L-a pus pe Jimmy jos, s-a ridicat în picioare, a înălțat brațele cât a putut de sus și mi-a zis: amândouă deodată. Câteva ore mai târziu, când primele raze ale soarelui atingeau vârfurile munților, eu încă mai cântam la pian. Când cuvintele cântau cu limbi de foc din cer, mi-au ieșit din gură pentru a nu știu câta oară, am înțeles cu adevărat ceea ce cântam. Limbi de foc. Cuvintele pictau un tablou și tabloul acela m-a pus pe gânduri. Dacă cineva a scris acest lucru, înseamnă că s-a gândit la el, l-a văzut cu ochii minții, ceea ce era bine. Însemna că nu eram totuși nebun.